Cindy consideră că Marius nu merita să fie cel nominalizat, ci Sorin, pe care îl consideră principalul vinovat pentru eșecul echipei sale. Pierderea primului joc de imunitate al săptămânii a adus în tabăra războinicilor noi tensiuni, care deocamdată sunt latente, asta pentru că toți concurenții încearcă să nu răbufnească, ci doar poartă discuții pe grupuri. Singura care a îndrăznit totuși să-și exprime punctul de vedere cu privire la situația în care se află echipa sa a fost Cindy, care i-a spus Melinei exact ceea ce crede despre Sorin, pe care îl consideră vinovat de înfrângerea suferită în lupta cu faimoșii în primul joc de imunitate al săptămânii. Deși este cea mai nouă concurentă din echipa războinicilor, Cindy a devenit rapid una dintre cele mai bune concurente atât pe traseu cât și la probele de îndemânare, reușind să aducă multe puncte prețioase pentru echipa sa la ultimele jocuri disputate. Cindy a prins mai multă încredere în forțele sale, mai ales după ce în Consiliul de Eliminare de săptămâna trecută s-a aflat pe locul 2 în preferințele publicului, fapt ce a motivat-o și mai mult pe războinică să lupte cu îndârjire pentru echipa sa. Însă cu toate acestea, echipa albastră a ajuns în situația de a pierde primul joc de imunitate și au fost nevoiți să facă nominalizări. După Consiliul de Nominalizare în care Marius a primit cele mai multe voturi din partea colegilor săi, războinicii au încercat să caute vinovații pentru înfrângerea suferită în fața faimoșilor. Iar Cindy a fost prima care a avut curajul să spună ceea ce crede și anume faptul că Sorin este principalul vinovat, deoarece a spus-o chiar cu gura lui că nu vrea să dea totul pe traseu ca să nu se accidenteze.